Hei, dragilor! Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom pleca spre Hunedoara, unde sunt 292 de kilometri, aproximativ 3 ore jumate. Mâine este o zi foarte specială. Suntem foarte entuziasmați să fim alături de Ionuț și Diana. Parcă înainte de nunta lor nu eram așa entuziasmat, să am emoții, să... Vei da bucă. Dacă vreau la gusca... Îți-o bag în vlog, să știi. Nu. Când ai venit să... Hai, vezi, merg, te rog. Da, cum spuneam, parcă înainte nu realizam atât de bine că urmează nunta lor. Cresc așa sentimentele, emoțiile și cred că înțelegeți și voi acest sentiment când cineva drag din familia voastră a avut nunta și s-au căsătorit. Parcă e așa o durere, o despărțire, așa, nu știu cum să zic, dar mă, nu-i de rău, măi, de bine, e de bucurie, de veselie și tot de... semnalul GPS. Cred că e gata, trebuie să plecăm. Ne-am făcut bagajele, am făcut tot ce trebuie, acum haideți să mergem la drum, de-abia aștept să ajung acasă. Hei, dragilor, sunt aici cu prietenul meu Lulu. Dacă nu-l cunoașteți pe Lulu, îl puteți vedea în unul dintre videoclipurile de pe acest canal de YouTube. Acest ursuleț frumos l-am făcut cadou scumpei mele soții și cred că s-a bucurat foarte mult. Dragilor, am ajuns în Hunedoara, ne-am oprit puțin de la părinții noștri, ne-am bucurat foarte mult să-i vedem și ne bucurăm să-i revedem de fiecare dată când ajungem aici, în acest loc. Ne bucurăm foarte mult că părinții noștri încă sunt în viață și ne putem bucura de ei. Dragilor, cei care aveți părinți, bucurați-vă de ei, prețuiți-i, respectați-i, pentru că va veni un moment în viața noastră când nu vom putea să-i mai respectăm, nu vom mai avea posibilitatea să ne bucurăm de ei. Și a fost un pic urât pe drum, a fost căldura și cred că înțelegeți și voi de multe ori când veniți la drum lung și este foarte cald și cum nu ne merge nici aerul condiționat foarte bine, imaginați-vă. Sincer să fiu, suntem puțin copleșiți așa de sentimente, de emoții pentru acest eveniment special din viața fratelui nostru și a viitoarei noastre cumnate Diana. Este un moment foarte special din viața lor când își vor jura credință, loialitate și promisiunea de a rămâne unul lângă celălalt până la moarte. Eu cred că este al doilea cel mai special și cel mai important legământ din viața unui om de care Dumnezeu a făcut parte. Primul legământ, bineînțeles, este cel în apa botezului, când faci un legământ cu Isus. Unul dintre cele mai frumoase daruri pe care l-a adus Dumnezeu pentru om a fost și este femeia. Deoarece Dumnezeu a văzut că omul nu este bine să fie singur. Așa că dacă Dumnezeu ne-a oferit un dar atât de minunat, o soție care să zidească casa noastră, care să ne respecte, să crească copilași, să aibă grijă de noi ca și soți, haideți să ne apreciem soțiile. Nu că am eu experiență foarte mare în a da această învățătură. Haideți să fim credincioși soțiilor noastre, cărora le-am jurat credință, loialitate și iubire până la moarte.
Fără lui Dumnezeu, eu, Ionuț, te iau pe tine de-a să fii soția mea, alipindu-mă numai de tine prin credincioșie. Prin harul lui Dumnezeu, promit să continui să mă cred și să-L prețuiesc pe Hristos prin credință, găsindu-mi bucuria supremă în El. Să te iubesc așa cum Iisus Hristos își iubește biserica, dându-se pe sine însuși pentru El. Cu ajutorul lui Dumnezeu, eu, Diana, te iau pe tine, eu, să fii soțul meu, alipindu-mă numai de tine prin credincioșie. Prin harul lui Dumnezeu, promit să continui să mă cred și să-L prețuiesc pe Hristos prin credință, găsindu-mi bucuria supremă în El. Să te iubesc și să mă supun ție, așa cum biserica se supune lui Hristos. Dragul meu prietenuț, vreau să-ți urez casă de piatră și să fii fericit alături de soția ta deosebită, Diana. Să faceți mulți copii și vă urez numai fericire și bucurii. Prințule, vreau să spun în această zi casă de piatră și să fii fericit lângă soția ta, Diana. Vreau să vă spun că m-am simțit foarte bine la nunta voastră și sunt foarte bucuros că te-ai căsătorit cu Diana, rățușca ta. Și vreau să vă spun să faceți multe rățuște împreună, magma!